Salutare la toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale. Suntem pe contul lui Cosmin, alături de noi a venit și Rafael care s-a simțit extrem de rău ieri, dar și-a revenit în formă astăzi. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și să strângem și noi 10.000 de like-uri la acest episod pentru domnul Rafael. Și în descriere aveți Instagramul meu, apăsați și voi clopoțelul ăla ca să primiți toate postările, așa mi-a zis YouTube-ul să vă zic. Haideți să deschidem și noi niște cufere astăzi, Rafael, o să deschid un Crown Chest, care e de fapt un Gold Chest. N-am apucat legendară, o să păstrăm parola. Nu știu dacă face scheme și la chestul ăsta, a zis multă lume că e un bug la Clash Royale și îți dă eroare, ați văzut? Aici, aia cu Sync. Hai să vedem, Rafael, din Silver Chest iau Royal Ghost. Ce zici? Sigur. Legendară! Nici gând. Hai să vedem, avem un Giant Chest legendară. Nu le-ai spus la abonați că te-ai tuns. M-am tuns, că e aceeași freză, adică am aceeași freză, lumea se așteaptă să-mi fac altă freză, de-aia așa cu părul torcit, așa pe ochi. Mai știi că mi-am dat atunci? Ce? Mai știi că mi-am dat eu părul așa pe parte și erau 1000 de comentarii. Fii atent, a făcut 8 win-uri, challenge-ul ăsta abia s-a băgat, Rafael, nu știu dacă ai jucat. Hai să vede, poate e de la 2v2. Legendară! Ciu-ciu. Pentru 8 win-uri nimic. Și mai avem aici ăsta, hai să vedem cum le dă eroarea. Întâi hai să deschidem ăsta. Vrea noua legendare, Rafaele. Dacă nici de aici înseamnă că e ceva la mijloc. Ia zi, Rafaele, parola. Bomohaci. Și ăsta merge? Wow. Nu te cred. Două parole. Mamă, fii atent aici. Noua legendară, Royal Ghost. Minerul l-avea. L-avea la level 2. Și mai avem un King Chest. Bă, nu face figur. Ok, 4000 gold. Văd că nu joacă barbarii ăștia, deloc nu joacă. O să iau ăsta, nu? Îi joacă. Văd că joacă săgețele, o să iau săgețile. Care e mai bună? Valkyria și ar juca el. Valkyria, nu știu. Valkyria ar juca, nu știu, are la level 1. Joacă Wizard-ul, văd. Hai să luăm cartea nouă pentru că... primim legendară, Rafaele, deci cuferele noi, ok. Alegem execuționerul, foarte bună cartea. Legendară, dăm Royal Ghost-ul. Cele mai bune legendare, chiar acum, Rafaele, Royal Ghost. Sparky sau Bandita. În niciun caz Sparky. În niciun caz Sparky, Rafaele. E prima lui legendară, mă, stai puțin. Fii atent, Rafaele, mai deschide bună. Mai ții minte când am mai deschis-o, nu știu dacă ai fost. Am luat legendară de el. Legendară. Nu merge, mă. Mai deschide bună, fii atent. Ok, e prima lui legendară, mă? Nu, avea Electro. Cred că e a doua lui legendară, am impresia. Ok, asta a fost chest opening-ul pe contul lui Cosmin. Mulțumim foarte mult pentru opening. O să trecem pe contul meu, jucăm și noi 2-3 meciuri și vedem ce rezolvăm. Ok, băieți, am revenit aici pe contul meu alături de domnul Rafael și haide să deschidem un chest în ăsta. Poate avem noroc și apăcăm noua legendară din chestul ăsta. Nici gând, glumeam. Ok, astea sunt ofertele de pe shop, n-am ce să cumpăr deocamdată. Hai să dăm un match cu deck-ul meu prima oară și după mai vedem cu Royal Giant-ul ce se poate. Deci, Rafael, fii atent la match-ul ăsta, primul meu match pe ziua de astăzi. Avem pompă? N-avem pompa, e un eșec total. Și ce mi se pare mie nedrept? Ne jucăm amândoi pompă și el are pompa și eu n-am pompa. Și poftim că nu pune nimic, ca să pună Knight-ul ăla, că de asta, sau Goblin Game. Mi s-a întâmplat atâtea ori lucrul ăsta. Eu vreau să fac cycle acum la... nu log bait. Doar nu log bait, Rafael, atâta meu. Ghiși ce deck e ăsta? Ce deck e, mă? Log bait. O să pună Inferno. Ce ți-am zis, bă? Wow, câte cărți a putut să pun acolo? Bineînțeles că e loc bait. Trebuie să pun ceva aici altfel. Hop, ia uite cât dă băiețașul lui tati. Are și rachetă pentru pompă, deci nu-și face griji meciul ăsta, nu o să-l câștig. Are Inferno Tower. Uite-te și tu, nu mă lasă să fac nimic. Hai să ne gândim.
Are Inferno Tower pentru cei doi traci. Are rachetă pentru pompă. Are toate cărțile posibile și imposibile. Oh, stai puțin. Măcar nu spamează emoticoane. Pusă și Inferno Tower, bine, că dacă îl puneam mai în față, puneam Liliece, știi? Și tankam cu Liliece, dar are Fireball văzuit. S-ar putea să scăpăm ieftin data asta, ieftin Ache. Uite. Opa. Bineînțeles, bă, nu pot să intru acolo. Serios, cum Scarpi mi-a rezolvat tot. Non-stop, ok, mi-a dat și pe pompă. N-am ce să fac, nu cred că îl bat pe ăsta. Și zic, lock bait-ul, nu pot să-l bat. Este slăbiciunea ta, lock bait. Nu pot, și nici nu-mi place, pana mea, are și Inferno Tower și toate cărțile. Hai să încercăm. A, uite, duce la Fireball. Hai să-l dau o tank, să vedem. Nu cred că trebuie să dau ăla. Opa! Wow! Papa l-ai pap! Domnule Lockbait! Ai reușit, nu mă așteptam, mă. Am bătut un Lockbait, Rafael. Uite, asta e legendară, dar nu pot să o deschid. Ok, băieți, tocmai aici am pierdut un joc pentru că mi-a dat același deck. Nici măcar n-au schimbat nimic. S-a hotărât. Nu înțeleg cum atunci când joc eu pompă, ori are rachetă, Fireball sau Poison. Ia uite, ia fii atent aici. Miner? Ok, ăsta a pierdut mult elixir. Foarte bine jucat. Știi pe Dudu? Iată pe Dudu. Dudu. Opa, stai că se supără ăla. De ce tu ce cărți au în amicii când joci cu ăla? Păi normal, că au cărțile alea. Mai pune, mai pune, mai pune. Mai pune, mai pune, mai pune. Ne. Ce mai vrei? Ce mai vrei de la PK aia? Explică-mi și mie. Face cam prea multă. E o carte din aia clasică și bună. Precum Hog Rider, nu? Nu. Ce m-aș juca și eu puțin așa, dar n-am elixir. Mamă, mi-a dat și pe pompă. Doare-n păsărică pe Dudu Steel. Iată ce face Dudu, Rafaele. Hop! Stai așa că nu e așa. Ia Dudu de aici, ia la tăticu, ia. E cel mai cea mai canceroasă carte, că nici nu poți să o oprești așa ușor. Crezi că te-ai înjurat acum? Mamă, uite-te și tu, na. Și ce vrea să facă cu hobo ăla? Nu înțeleg, îi dau 3 coroane. Uite-te și tu cât dă dragonul pe cartea aia.
Nimic. Foarte puțin. Are 4000 și ceva viață. Hai să mai dăm. Mi se pare distractiv de costa. Prea bun. Până când ai de Inferno Tower ăla de care am păstrat. Păi era. Uite, era de Inferno Tower. Cred că toate au fost Inferno Tower, Rafaele. Toate au fost. Mamă, stai puțin. Bă, dar m-a prins. Uite ce fericit e. Mamă, dacă îl bat pe ăsta, sunt cel mai fericit copil dacă îl bat. Uite-l pe ăsta. Uite-l Rafaele pe ăsta. Te uiți la el? Da. Uite-te puțin așa. Hai să analizăm un jucător de Clash Royale. Îl vezi? Da. Jucătorii de Clash Royale. Uite-te și cred că a băgat mai mult de 20 de emoții. Ok. Ai pus emoțiile alea. Ai pus. O fi pierdut un meci. Prietene. Ho, oprește-te. Ai făcut odată schema asta. Nu mai faci. Crede-mă. Ia vezi pe ăsta. Băgăm ei și piciorul să-mi fac. Bă, dar e disperat, mă. Bă, dacă îl bat pe ăsta. Bă, nu dispera, stai liniștit acolo. Bă, dacă îl bat pe ăsta, sunt cel mai fericit copii, Rafaele. Stai că vine dublu elixir acum. Te mai liniști că n-atingi tu pompa aia. Hai, prietene, hai. Hai, hai, prietenaș. Vezi că Dudu ăla face găurica în bază, în băzucă. Iată ce făcut Dudu, bă, ești nebun? Ai dat! Iată, Rafaele, ce face Dudu acolo? E cam nervos băiatul ăsta, văd. Păi cum să fii, Rafaele, când simți că pui Royal Giant în mijloc și s-a terminat? Nu se poate opri ăsta! Nu se poate opri! Bă, șablă! Cum te simți, Rafaele, după ce ai băut un... După ce ai băut super, un spammer de ăsta. Uite-te aici. Bă, încă mai continuă și după meci. Doamne, omul ăla n-are limite. Hai să mai dăm un meci ultimul, știu, să dau cu decul meu ca să fiu mai sigur. Omul ăla n-avea limite. Deci a râs, s-a distrat, uite bă ce i-am făcut, i-am distrus un turn. Ce oameni, n-am mai văzut. Hai să experimentăm racheta, Rafaele, că n-am întâlnit o rachetă până acum. Trebuie să o întâlnim, ia fi atent aici. Ok, a, e bună. Rachetă, fireball, fireball, rachetă, faceți cunoștință. Ho, 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 dacă nu iau Mega Knight-ul cât mai rapid. N-am avut Mega Knight. De ce n-am avut Mega Knight în Cycle, Rafaele? Spune-mi și mie. De ce n-am avut Mega Knight în Cycle? Mi-ai explici, Rafaele? Și mie, să știu și eu. Habar n-am mai zis. Păi n-am avut, ca să aibă el cărți bune și să mă contreze, să nu pot să-l contrez. Hai să vedem un Inferno tău oraș. Vrei să-l vezi?
Zi! Zi! Ops! Hai, cum, hai la mijloc, pune barbarii la mijloc, fii atent la asta. Barbarii la mijloc, pe ce vrei tu? Aici am pierdut joc. Ce tupeu are Marius? Ok, stai că pune cărți, văd. E riscant pentru că evită să pună unele cărți și mai așteaptă pe mine să pun. Hai să vedem, barbarii aici, barbarii. Tupeistul mi se mai spune. Ai auzit de tupeistul? Iată ce face tupeistul. Dă-i tăticule! Dai că să se coronașe? Coronașe? Joacă barbarie? Îi place barbarie lui? Păi ce-ai făcut, mă, Rafael? Parcă rămasă să mă bate. Sparky. Uite, cumpăr și o barbară, Rafael, să nu știu că să rău. Cumpăr și goldul ăsta gratis. Ok, băieți, cam atât și cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, am făcut 4100 de trofee, pușând spre Challenger 2. La revedere!